Dragii mei, bună seara! Alexandru Pleșa mă numesc. Îmi pare bine să ne revedem, chiar dacă mai este puțin până intrăm în noul an. Vreau să dezbatem acum la final de an ceea ce pregătim pentru 2017 și anume o să vorbim mai mult în 2017 despre natura minții noastre și cum putem să o mărim, să o fericim, să o punem la treabă într-un mod armonios încât să ne ajute să luăm așa viața cu brațele deschise și să ne ajutăm pe noi, să ajutăm pe ceilalți. Așadar, obișnuințe mentale sau gânduri creative? Asta e întrebarea mea pentru tine. La 1331, ce te stimulează să ai gânduri creative? Ce te stimulează să scoți din tine ceea ce n-ai făcut până acum, ceea ce n-ai scos până acum, ceea ce n-ai gândit, ce n-ai creat, ce n-ai ascultat suficient, ce poți să faci mai mult cu mintea ta? Deci ce te stimulează să ai gânduri creative la 1331 dacă împărtășești cu noi, putem să împărtășim și noi cu ceilalți. Așadar, natura minții noastre are nevoie de multă aplicabilitate sau multă experiență pusă în circumstanțele vieții, în așa fel încât să folosim ceea ce teoretizăm astăzi, filozofăm astăzi, ca bază în viitorul nostru, mai ales în 2017, unde vom atinge poate un nivel superior de inteligență. Vreau să dau un pic înapoi, pentru că am vorbit în prima parte a emisiunii, asta e partea a doua, despre inteligență și am spus că ea este superioară intelectului, pentru că leagă rațiunea, unește rațiunea de iubire. Da? Vreau să scriu aici că emoție sau dacă pot pune și iubire, când inteligența știm că este superioară intelectului și ea este combinată din uniunea rațiunii cu iubirii, cu emoții, cu trăirii, cu sentimentului, atunci inteligența apare și mintea, natura minții noastre își ridică nivelul de conduită, da? Pentru că ea e ca un mușchi, așa cum eu merg la sală ca să-mi, de fapt nu merg la sală, dar ca să-mi hrănesc eu trupul cu să fiu puternic, zdravon, trag bine de mine și fac foarte mult sport încât trupul meu să fie antrenat, dar ce fac cu mintea mea? Da? Dacă eu îmi hrănesc foarte mult vanitatea trupească și uit de ființa minții mele, de natura minții mele, unde ajung? Asta e o întrebare care pe mine cel puțin m-a pus de multe ori în dificultate ce să aleg. Ori să fac foarte mult pentru trup, zile, ore întregi, mult efort fizic, sau să fac efort mental. Da? Ce câștig? Și după cum am spus în prima emisiune, toată cunoașterea asta mare, care ne este acum datorită sau având ca sustenabilitate aparatura electromagnetică, TV, radio, internet și ce mai e? Cam astea sunt aparatele electromagnetice care ne dau nouă informațiile foarte, foarte repede în ziua de azi. Ajungem să fim inteligenți, dar pe repede înainte, nu? Ajungem să avem spectrul vieții atât de rapid, să avem atât de multe gânduri încât după aia nu mai luăm viața, ajungem la bătrânețe, unde s-a dus viața, ce am făcut în viața asta, o să avem această întrebare și vreau să vă ajut cu asta. Așadar, dacă aveți dilema, dacă să faceți sport sau să vă folosiți antrenament pentru minte, luați-vă ce unește logica dumneavoastră și emoția dumneavoastră, ce vă vine cu ce gândiți. Da? Și dacă este o uniune acolo, o unificare, atunci faceți ce este bine pentru ființa dumneavoastră. Însă, vezi dacă vă folosește. Da, știm cu toții că sportul, aducând endorfine în corp, generează niște gânduri creative pentru o scurtă perioadă de timp, cam între 2 și 5 ore, sau fac niște antrenament mental, niște, nu știu, exerciții mentale, diferite lucruri care pot mie stimula creierul meu, care are și el mușchi, așa cum am și eu pe corp, să lucreze, să facă ceva încât natura minții, natura creierului meu, mintea mea, să își mărească mușchii, să fie ea tare pe concentrare.
Și, ca să fac tare pe concentrare, am nevoie de voință. Și o să observați că în clipa în care dumneavoastră vă concentrați, natura minții dumneavoastră lucrează și lucrează mult, dens, are o densitate foarte mare și e posibil să obosiți mai repede dacă faceți sport. Da? Se știe prea bine că atunci când facem o muncă mentală, o muncă de creație, nu știu, în programare sau în design sau în lucruri care nu sunt tipare, meserii care nu sunt tipare, atunci mintea noastră tot timpul oferind și dând ceva nou, creându-ne, evident, un optimism aparte, ne stimulează concentrarea că atunci când ne apucăm ceva de făcut, ea să funcționeze ca acel cal pe care tu l-a pus și îl îmblânzești, să te ducă din punctul A în punctul B, să nu se oprească el pe la nu știu ce unde. Și atunci, concentrarea, ca fiind, îl metaforizam în prima emisiune cu acest cal care îl putem îmblânzi, acum noi suntem un trup, o minte neîmblânzită, un cal neîmblânzit, pentru că avem foarte multă forță noi, dar nu o folosim corespunzător pentru că nu știm să ne concentrăm. Dar dacă învățăm, meditația e un factor excelent, sportul ajută, muzica simfonică, clasică ajută, discuțiile astea de la inimă la inimă ajută și putem să ne folosim concentrarea și voința pe concentrare. Sunt foarte multe exerciții care le puteți găsi și în, mai ales în Asia, despre cum să ne focalizăm pe un singur punct, atenția pe o singură activitate, one tasking, cum de altfel este promovat în lumea largă. Această concentrare dă minții îmblânzirea de care noi avem nevoie. Caldul de care noi vrem să-l îmblânzim, ne vom așeza mintea pe o linie și pe aia mergem. Fără să mai fim distrași de telefon, gânduri și ceilalți, după cum am învățat, și vom putea, concentrându-ne, să ajungem la un nivel în care o să fim tare. Și ce o să facem, o să iasă. De ce? Pentru că orice ne apucăm să facem în viață, nu o să mai fim distrași de activități secundare. Oamenii care nu prea ajung să aibă foarte multe obiective realizate în viață, să fim onești, sinceri, o fac pentru că mintea lor zboară foarte des, foarte multe lucruri și își pierd repede concentrarea. După cum de altfel știți. Evident, sunt foarte multe explicații în cunoașterea asta largă, că sunt planetele așa, că mai trebuie să mai adun puțină înțelegere, să mai stau de vorbă cu unul cu altul, am nevoie de terapie, etic, că sunt mulți factori care pot fi argumente de ce noi nu ne concentrăm suficient. Însă, în toată concentrarea e nevoie de voință. Și nevoie, chiar dacă nu-ți iese, să o faci. În meditația budistă, de exemplu, se spune că dacă ajungi la 21 de respirații, adică cu atenție pe respirațiile tale sau pe inspirații când tragi aer pe nări și expiri după și ai 21 de inspirații cu concentrare doar pe ele, fără să-ți intre un gând în cap, chiar dacă intră să nu pleci cu el, să-l lași să treacă, atunci poți trece la următorul nivel de concentrare. Și tot așa, până când tu de vei găsi că orice te apuci să faci, orice lucrezi în viața asta, natura minții tale deja fiind evoluată, pusă multă voință în concentrare, că de fapt asta putem să numim o natura minții clară. Să nu avem obișnuințe mentale, ceea ce am gândit ieri, alta ieri, să gândim și mâine, ci să creăm tot timpul ceva frumos pentru noi cât și pentru ceilalți, să avem gânduri creative. Și așa, știm că adevăratele gânduri sunt creative, iar în clipa în care ne concentrăm și punem voință în un singur lucru, o singură activitate facem și pe aia o ducem la cap, deci după aia ne apucăm de cealaltă, atunci, învățând astfel de tipare de concentrare, orice ne apucăm să facem, natura minții crește și nivelul crește și orice ne apucăm e ca și cum e o deschidere. Și când o minte este deschisă, este net superioară unei învățate, unei minți învățate. Și asta merită să vă explic un pic de ce. O minte care tot timpul e deschisă la nou, la a prinde, la a absoarbe, la a atrage tot ceea ce este în exterior, senzații, sunete, mirosuri, tot ce vede și trăiește tot ce vede,
este, va fi net superioară unei minți care doar învață. Da? O să observați că noi ne încărcăm foarte mult în viață cu informații, o îndopăm. Ne îndopăm mintea și trupul cu informații care nu știu cât de necesare sunt. Da? Învățăm foarte multe lucruri, dar uităm uneori de că putem fi creativi, uităm uneori să fim atenți la cum ne simțim și nu punem atenție pe noi înșine. Și când nu punem atenție pe noi înșine, uităm de sentimentele noastre, de rațiunea noastră și acumulăm foarte multă cunoaștere, știu aia, am citit aia, am făcut aia, am fost la cursul ăla, și nu practicăm, nu apare inteligența. Și cum domnul profesor Scarla Demetrescu a spus-o acum vreo 80 de ani, când adun cunoașterea, descoperirile mele, nu ale dumneavoastră, ale mele, prin experiența mea, sub filtru suferinței, atunci inteligența își exercită rolul la un nivel atât de înalt încât ne putem considera niște oameni plini, împliniți, da? Pentru că suferința este cea care ne ajută, este cea mai rapidă cale către evoluție, dar cea mai rapidă, în orice circunstanță a vieții, dacă noi fugim de suferință, pierde mult. Însă, după cum învățăm în multe culturi, religii, dacă vrem să avem o natură a minții sănătoase, e nevoie să transformăm suferința. Da. E nevoie să o transformăm, dragii mei, pentru că fără transformarea suferinței nu putem să ajungem la o stare de bine, de fericire, de armonie interioară. E cam greu. Am încercat multe metode, multe culturi, multe moduri de abordare a fericirii, însă dacă nu pot să evit eu, dacă nu pot să transform suferința mea, că oricum vor fi multe evenimente în viața mea, cât și dumneavoastră, dacă nu pot să transform suferința, nu am cum să-mi nasc, să-mi cresc și să-mi educ inteligența. Nu am cum altfel. Și atunci când îmi transform suferința, stând un pic, chibzuind asupra acelui moment greu, dureros, disconfort foarte mare, durere fizică, emoțională, e nevoie să o transform în ceva cum? Creativ. La teorie e frumos, eu vă spun așa, da, în clipa în care eu pot transforma suferința în ceva creativ, atunci iese o capodoperă. Și asta au făcut-o mulți, au făcut-o Bach, Da Vinci, Mozart, Brâncuș, mulți, Iliade, au făcut artă dintr-o suferință pe care fiecare om o arde, nu avem cum să plecăm de lângă. Dar dacă învățăm să o transformăm în natura minții noastre, ajunge la un nivel de inteligență foarte mare și începem să avem o autoeducație extraordinar de rapidă. Și atunci evoluția vine, apare. Așa e. Hai, Alexandru, că ajungem. Dacă aș fugi tot timpul de suferință și tot timpul făcând acest lucru, vă spuneam, e obișnuință să fug de suferință, voi fugi și în viitor și unde ajung. Că doar prin suferință, acum, pilda Bibliei, bănuiesc o știți, este atât de mare încât e metafora cea mai frumoasă. Domnul Iisus s-a crucificat prin suferință și a arătat omenirii că, însă, toate culturile mari, de la budiști, de la catolici, de la creștini, de la hinduși, de la zoroastri, de la derviși, toți au avut anumiți maestri care doar prin suferință au ajuns la desăvârșire. Nu a existat niciunul Buddha, îl are pe Iisus, mulți ceilalți mari ghizi ai omenirii nu au evitat așa ceva. Nu au evitat niciodată. Au fost adepții suferinței pentru că știau că prin ea pot transforma. Și desăvârșirea nu este la distanță mare de suferință. Ca să mergem mai departe la experiența, la natura minții noastre, e nevoie să voi ați observa că noi avem tendința să urmăm tot timpul
o cale, un ghid, un maestru spiritual sau un profesor, un educator, un învățător care ne dă nouă o anumită cunoaștere, da? Dar cunoașterea nu este înțelegere, da? A ști nu înseamnă a înțelege. A ști înseamnă adun, acumulez. E bine să am un fundament, o bază în viața mea, dar nu înseamnă a înțelege. Și noi am fost cumva ghidați să ne folosim mintea către a asculta fără a gândi, fără a ne pune creierul să înțeleagă ceea ce ascultă. N-am fost provocați, n-am avut exerciții din copilărie, n-am avut momente în care, ok, până aici zic eu, să-mi spun un profesor, după aia faci tu mai departe, să-mi dea mie discernământul să rezolvi o ecuație. Da? Noi eram, sistemul de învățământ încă mai are diferite lacune în modul în care predă. Și aici nu intru foarte mult în educație, însă o educație civilizată are nevoie să fie dat unui copil adolescent în așa fel încât el însuși, adolescentul, copilul, să aibă complet discernământ, să dea capul un pic de pereți, să rezolve problema. Da? Să treacă un pic de suferință, să-i fie un pic greu ca să rezolve, pentru că așa se va obișnui în viață după aia să rezolve, nu să caute tot timpul ușițe de scăpare. Și așa ne obișnuim, am trăit, acum suntem oameni frumoși, mari, și ne îndrăgim aici la 6TV pentru că vrem să înțelegem mai mult din ce am adunat. Ca să înțelegem mai mult din ce am adunat, e nevoie să știm că natura minții noastre generează gânduri la fiecare 2-3 secunde care nu se pot opri decât dacă noi punem atenția pe ceva. Dacă atenția nu e pusă pe ceva, această gândire neintențională ne va acapara multe momente din viața noastră și vom fi pierduți într-o halucinație, într-o stare hipnotizantă, într-o stare de dormire, în care ne trăim viața fără să trăim la ceea ce facem. Și atunci, ocupându-ne de trecut și de imaginația viitorului și de problemele trecutului și de neajunsurile prezentului, pierdem de fapt ce facem în clipa în care facem. Și când pierdem ceea ce facem în clipa care facem, de fapt, asta cum putem să o numim? Tot imaginație. Da? Că nu știu ce fac. Eu fac printr-o obișnuință, printr-o stare în care, cum să metaforizez un pic, oamenii care, de exemplu, intră în autobuz, da? Sau intră la metrou. E o obișnuință pentru că se întâmplă zi de zi. Da? Și în clipa în care ești la autobuz, la metrou, la... intri, pășești, observi oameni, ai mai făcut asta și ieri și acum 3 zile. Ești obișnuit cu senzația, cu starea, dar nu mai e nimic nou și intri sau rămâi în acea stare în care nu e nimic nou în jur. Nu trebuie să fie ceva nou ca să ai o stare nouă, creativă. Trebuie doar să fii un pic atent la tine că intri în autobuz sau în metrou și să observi că tot timpul va fi o senzație diferită. Și în clipa în care observi că o senzație o să fie diferită sau mai multe senzații diferite, mai multe stări diferite, mintea ta, fiind atentă, fiind un pic mai plină de vigoare, își va hrăni trupul cu stări noi din jur, cu poate gânduri noi către împrejur, către mediul înconjurător. Și așa, natura minții se poate adapta clipă de clipă de clipă, pentru că nicio clipă nu e la fel ca alta. Celulele mele avem, eu am 50 de trilioane, în care ele nicio clipă nu sunt la fel. 10 milioane mor într-o secundă, 10 milioane se nasc în altă secundă. Bătăile inimii mele se modifică cu fiecare cuvânt, stare, sentiment, gând pe care eu l-am. Și are o frecvență diferită. Frecvențele inimii sunt cam de 5.000 de ori mai puternice decât ale creierului. Și așa știu că tot ceea ce gândesc se transpune sau se întrupează în mine și implicit în gândurile mele. Și dacă eu nu încep cu un pic de intelect, logică, rațiune, să-mi măresc capacitatea mea de concentrare pe ceea ce fac, pe unde sunt, ce aud, ce miros, ce gust, ce simt, ce pipăi, atunci creierul nu va funcționa decât la un nivel redus de activitate. Și voi pierde foarte multe lucruri din jur. Altfel spus, vă dau un exemplu, ego-ul. Da? Este factor, o să o explic imediat ce înseamnă, de dezbinare. De ce zic asta?
Da? Pentru minte, în clipa în care eu tot timpul vorbesc, eu am făcut aia, eu fac aia, mie mi-e foame, mie îmi place, eu simt aia, eu vreau aia, eu sunt așa, eu privesc, eu ascult, eu, da? Acest eu este compus din mai multe trăiri, experiențe, descoperiri, cunoaștere, etică, da? Însă, tot timpul când eu mă raportez la mine și mă raportez la ceea ce cred eu despre realitate că așa este, nu mai percep realitatea așa cum este ea. O să o explic un pic mai clar. Sper să mă fac înțeles. În clipa în care tot timpul m-am obișnuit să gândesc, să percep, să simt, să auz, să aud, să gust, să pipăi, să ating și m-am obișnuit cu aceste stări, nu mai am de ce să fac aceleași stări noi. E ca și cum eu acum pun mâna pe un marker, am pus acum 2 minute. Acum de ce să mai simt că pun mâna pe un marker? De ce să mai simt când mănânc mâncare? De ce să mai simt când gândesc ceva? Nu mai simt. Și în clipa în care eu mă obișnuiesc cu o serie de activități mentale, trupești, prin cele 5 simțuri ale mele, obișnuindu-mă cu ele, nu mai am de ce să mai aduc vigoare minții mele cu lucrurile noi care apar în viața mea. Tocmai am spus că m-am obișnuit cu ele. Însă, pentru asta ai nevoie de un efort, ca orice ce fac, orice ascult și îmi folosesc eu cele 5 simțuri la o capacitate superioară, din moment în moment, ascult, văd, gust, miros, pipăi, la un nivel care niciodată nu e la fel unul cu altul. Rețineți chestia asta. Mintea nu are cum să fie blocată doar în simpla asta atingerea unui marker. Nu. Ea se va obișnui cu asta, dar dacă eu voi fi atent, pot să ating markerul și așa și altfel, să mă simt altfel, să vă povestesc vouă altfel dacă eu ating markerul altfel. Da? E foarte profund. Eu încerc să vă aduc pe tavă câteva idei simple despre obișnuința minții noastre, cum că atunci când avem mintea obișnuită, nu avem gânduri creative. Și când nu avem creație, nu facem prea multe lucruri cu viața noastră. Nu ne împlinim, nu ne fericim noi pe noi și pe cei din jur. Și atunci, obișnuința, o să o numesc și obișnuința atitudinii, da? Atitudinii. Dar n-am scris corect. Acum am scris corect. Obișnuința atitudinii, sau eu fac aia, eu zic aia, eu pipă aia, eu gândesc aia, se poate descrie sau îl pot eu pune ca metaforă în ego, tot ceea ce eu sunt, și mă dezbină pe mine, îl folosesc ca factor de dezbinare pentru că eu nu mai gust ce percep nou. Tot ceea ce voi atinge, voi privi, voi observa nou în jurul meu, nu va mai fi nou pentru că deja am făcut-o. Și natura minții mele nu va putea să mai accepte realitatea ca fiind ceva nou în fiecare clipă. Și așa natura minții mele își păstrează un nivel aici. Adică obișnuința care eu mi-am folosit, atitudinea mea de viață, s-a dus cumva în ceea ce am trăit eu și nu mai am de ce să trăiesc lucruri noi și mă dezbină pe mine de realitate. Mă dă la o parte din calea realității, din cât de frumoasă este ea. Asta faci un test. Beți un pahar cu apă acum și beți după aia peste 3 minute. E posibil să ai aceeași senzație de când beți apa, poate să-ți însetat, dar dacă vă opriți pentru câteva clipe, o secundă, mintea, și puneți atenție pe gust, chiar dacă apa nu are gust, pe senzația din gură, o să observați ceva diferit. Cu alte cuvinte, orice dumneavoastră faceți prin simțurile trupești, poate fi tot timpul, dar tot timpul ceva nou, dacă nu mai folosiți obișnuința atitudinii vechi. Și veți fi pe o cărare de a observa ce este mediul înconjurător, așa cum este, fără să mai judec, fără să mai încrez opiniile pe care le-am creat și ieri. Și atunci, mintea mea va percepe realitatea tot timpul cu noutăți
Și nu vom mai ajunge la 80 de ani în care voi spune unde a fost viața mea. Nu, am trăit-o, vei spune, și atunci când spui am trăit-o, înseamnă că am simțit în fiecare celulă din corpul meu în care am fost eu. Și am știut să mă adaptez realității fără să o judec. Dezbatem un pic mai mult în partea a doua a emisiunii. Vă aștept imediat. Dragii mei, bine v-am regăsit. Chiar dacă e târziu, mai avem puțin până în 2017, natura minții mă preocupă. Sper că vă preocupă și pe dumneavoastră. Vreau să detaliez un pic despre cum noi putem schimba ceva în bine ca mintea noastră să nu trăiască în obișnuințe mentale, ci să aibă gânduri creative. La 1331, ce te stimulează pe tine să ai gânduri creative? Împărtășește cu noi, vei împărtăși cu ceilalți și vom aduna, poate vom învăța unii de la alții cum să ne mărim nivelul nostru de calmare, de liniștire, de putere, de concentrare a minții noastre. Pentru că aici sunt foarte multe lucruri care se petrec secundă de secundă. Așadar, în clipa în care eu am o obișnuință și atitudinea mea este la fel față de viață și nu pun o senzație nouă când fac ceva nou, atunci ego-ul meu nu are de ce să-mi dea voie să fiu atent la ceea ce fac în clipa în care aleg să fac. Cu alte cuvinte, munca la birou. Cu toții facem muncă la birou, scriem mail-uri. Da, am scris azi un e-mail, mâine când vin la birou scriu același destinatar, același e-mail, pun reminder, nu știu ce, și nu aduc nimic nou pentru că ieri am făcut la fel. Va fi același e-mail cu același raport, dorință, etc. Fără să mă facă să aduc un surplus de energie, de efort, de voință, să-i scriu ceva în plus omului căruia i-ai trimit e-mailul și să fiu atent la ceea ce fac, încât să fac o mărire a senzațiilor pe care le poate avea omul când citește. De exemplu, poți să-i spun la sfârșit, îți mulțumesc că mi-ești partener, îți mulțumesc că mi-ești colaborator. Sunt fericit că putem să facem afaceri împreună. Uite că o să ne întâlnim cu bine în 2017. Nu știu, poți să adaugi ceva, da? Dacă vei fi preocupat cu obișnuința de ieri, azi nu vei putea aduce nimic nou. Dacă pui un pic de atenție și lași un pic ego-ul la o parte, ce ai făcut tu ieri, ce ai făcut obișnuința ta, vei putea să nu mai dezbini și să ții creația aproape de tine. Știu că sună un pic greu de făcut ceea ce vă spun, știu că e un pic poate abstract, însă dacă punem un pic de atenție și ascultăm fără să judecăm, e un mare plus. De ce? Pentru că putem să ajungem la un nivel în care să ne folosim mintea în orice circunstanță a vieții cu multă vigoare, cu multă energie, cu multă perspicacitate. Și așa, mintea noastră își mărește nivelul. Factorul de zbinare nu mă lasă niciodată, pentru că am fost obișnuit să fac niște lucruri așa, nu mă va lăsa să-mi pun atenția care pleacă din minte în special, dă comandă trupului, nu mă va lăsa să-mi pun atenția pe ceea ce fac nou în viață. Respectiv, eu când vă vorbesc, fiecare glas, ton, ritm al meu este diferit. Niciodată nu a fost la fel. Dacă eu pun atenția pe acest lucru, pot jongla, pot crea, mă pot juca cu ceea ce vă spun ca să vă fac ascultarea mai plăcută și înțelegerea mai interesantă, mai captivantă poate. Și așa, când nu am niciun factor de zbinare și pur și simplu iau așa realitatea cum este, fără să o judec, o am deschisă. Altfel spus, inspirația, creația, cum să o numesc, inventivitatea, inovația, inspirația, o numesc așa pentru că o putem asemăna cu inovația, cu creația, cu inventivitatea, dar o numesc inspirație pentru că știm, ne raportăm foarte ușor la ea, da? Ea vine
Când noi suntem deschiși cu mintea, mă iau de slide-ul anterior, da? Ea vine când sunt deschis. Nu, scriu aici, da? Nu când o caut. Și atunci, noi căutăm de multe ori inspirația prin diferite stimulente. Muze, o cafea poate ne inspiră. Toate lucrurile care noi vrem să ajungem la o inspirație, la o stare de creație și credem că stimulentele exterioare ne pot ajuta, ei bine, nu o fac. Astea sunt amăgitoare. De ce? Pentru că tot timpul vei depinde de ele. Clipa în care tu vrei să ai inspirație, ai dat un e-mail unui coleg și vrei să fii inspirațional, dacă vei căuta elemente din exterior să fii inspirațional, nu vei putea să repeți procesul decât dacă vei căuta alte elemente în exterior în viitor. Altfel spus, când spun că sunt deschis, mă refer, îi dau unui coleg un e-mail și ce simt pentru el, ce relație am cu el, ce afaceri vreau să fac cu el, sunt deschis complet relației mele cu el, starea mea, rațiunea mea va genera un text care va fi unic. Având unicitate acel text, având unicitate mare, va fi al tău, invenția ta, inovația ta, inspirația ta, creația ta, fără să ai niciun stimulant exterior. Oamenii foarte mulți, da, au făcut lucruri frumoase, au avut poate o muză, poate un peisaj magnific, poate o mare, un ocean, la terasa unui bungalow prin Maui, însă aceste stimulante exterioare nu generează tot timpul inspirația ca mintea să o ducă la bun sfârșit așa cum își dorește ea. Asta aș putea să vorbesc foarte mult de ce inspirația tot timpul este căutată prin stimulente. Dar vreau să mă rezum la: atunci când sunt deschis, inspirația ajunge în mine. Sunt deschis cu inima, cu sufletul, cu rațiunea, cu logica, cu intelectul, cu înțelepciunea mea, cu experiența mea și pur și simplu știu ce vreau, am un scop. Ca să o numesc așa, când sunt deschis, care e scopul? Care dumneavoastră credeți că este scopul? Când eu sunt deschis? E o întrebare, da? Dacă ar fi să fie, dacă ați fi să aveți un răspuns la această întrebare, ce scop ați avea? Cum v-ați pune dumneavoastră să fiți deschiși ca să aveți inspirație, implicit o minte de un nivel superior, care ar fi scopul? Unul dintre scopuri, e doar o părere personală, ar fi adevărul. Relația, starea, trăirea, emoția, sentimentul, parteneriatul, colaborarea și pe asta să-l am în cap. Adică să știu că îmi doresc să am o colaborare de succes cu partenerul meu de afaceri când îi scriu e-mail-ul, sunt deschis la acest lucru și gândindu-mă la acest lucru pot să inovez relația mea cu partenerul meu de business în așa fel încât tot timpul să fie evoluție în business. În clipa în care eu doar o caut stimulente, mă duc iarăși la obișnuințele prin atitudine și nu creez o relație sănătoasă. Pentru că va fi la fel și un business sau o relație are tot timpul nevoie de mișcare, are nevoie să crească, nivelul să fie din ce în ce mai mare. Orice relație în lumea asta știți foarte bine că are nevoie de asta, însă noi uităm. Pentru că mintea noastră se obișnuiește să facă la fel cum a făcut ieri. Și atunci, inspirația nu apare. Ca să am inspirație, am nevoie simplu să știu ce vreau, să știu ce scop am și să mă las așa deschis de situație. Ce-mi vine? Ok, dau un e-mail, bă, mulțumesc foarte mult că ești al meu partener, uite situația. La revedere, pa! Da?
va percepe așa foarte prietenesc mesajul tău, foarte ok, uite, situația, am știut situația, dar mă simt bine că suntem parteneri și avem o relație împreună. Astfel de deschidere îți dă ție oportunități să creezi în viitor relații cu alți oameni, noi, să faci multe lucruri pe care tu îți dorești să le faci. Așadar, inteligența are nevoie de a fi ajutată, nu de exterior, nu de stimulante exterioare ca să ajungă la inspirație, ca să ajungă la creație. Numesc aici în paranteză creația, orice eu fac nou, da? Să fie clar, orice eu fac nou este inspirație, orice fac miros nou, ating, sunt atent la un miros nou, este inspirația mea. Chiar dacă vine din exterior, dar eu sunt atent la acest lucru. Iarăși când vreau să creez o stare nouă, mie și alte persoane, să întrupez o stare nouă sau o senzație nouă, am nevoie să știu de mine că o fac. Dacă nu știu de mine că o fac, o să fie doar o inspirație sau o creație care doar o caut și nu e prea adevărată. Scopul se pierde când nu e adevărat. E foarte filozofică emisiunea asta, nu? Însă, ea poate fi revizionată. Mai putem discuta ulterior pe antrenorulminții.ro, alexandrupleșa.ro, dacă aveți întrebări, le detaliem acolo. Și vă rog, știu că e un pic greu sau poate abstract ce vă zic, însă mintea, natura minții noastre este foarte mare ca magnitudine, ca virgulă cunoaștere, ca experiență, atât de mare încât ideile mele sunt, au un sens, dar vreau să vă dau ceea ce am înțeles eu, cum am inspirat eu, cum am înțeles eu, cum m-am făcut eu să adun, să cunosc, să pun descoperiri și experiență încât să creez un soi de minte mai deschisă. Asta îmi doresc foarte mult. Și ăsta e scopul meu, da? Ca mintea mea să fie deschisă la orice apare, că se întâmplă bine sau rău. Însă, merită tot timpul o atenție. Atenția pe ce fac. Merită o atenție, atenția pe ceea ce fac. Și atunci, mintea mea, când este atentă la ceea ce fac, ca dumneavoastră vă vorbesc și eu mă simt cum mă simt și scriu pe tablă, chiar dacă nu scriu foarte corect tot timpul, iertați-mă, vă rog, atunci din mine oferă. Mintea mea oferă, dăruiește, crește și dăruind primești. Și dăruind accepți, ești deschis, primești și inspiri. Însă, ce facem ca să păstrăm starea asta? Ce facem ca să nu plecăm din ea? Că după aia dimineața când ne trezim, mâine la ora 6-7-8 când facem ochișor, ne spălăm pe dinți și iarăși apar foarte multe gânduri și foarte multe lucruri pe care le aveam de făcut de-a lungul zilei, plus ce am făcut ieri, plus alte chestii care sunt, vin, pleacă și uităm ce facem. Și mintea noastră va zbura în trecut sau va zbura în viitor, imaginația apară, creează anumite disfuncții și suntem iarăși luați de halucinația realității și ne trăim viața fără să atingem, fără să experimentăm cu adevărat ceea ce facem. Așadar, natura minții este, nu e un concept pe care l-am inventat eu, este adunat din mai multe culturi, religii, din mai multe medii care mi-au dat mie o stare și o cunoaștere și o înțelegere de mă face să vă mărturisesc că mintea noastră poate fi folosită ca cel mai puternic cal împlânzit din lume. Sau cel mai rapid cal din lume, da? În care să fie, să aibă vigoare, să aibă energie, să aibă perseverență, voință, să aibă atenție, să aibă prezență, să aibă creație, inspirație, inovație, da? Pentru că să știe să se adapteze la orice. Astea nu sunt naturale. Nu sunt naturale. Creația nu este naturală, este o stare pe care omul trebuie să o întrupeze, să o nască. Puțin dintre noi ne naște cu har, da? Dar câți dintre noi ne putem opri noi mintea ca să creăm? Da? Foarte multe culturi sau oameni de rang superior
Felix ghiz maestri zic că atunci când mintea se oprește, totul este creație. Da, dar cum îmi opresc mintea? Nu am cum. Mintea generează pentru că eu respir, generează gânduri. Însă, dacă îmi pun atenția pe ceea ce fac, în clipa în care fac, mintea mea va fi atentă la ceea ce fac și atunci pot optimiza ceea ce fac. Și mă pot simți și bine în același timp. Poate v-au mai spus prieteni cei dragi sau anumiți terapeuți că mai oprește-ți, domnule, gândurile astea sau mai liniștește-te un pic. Nu, oricum mintea va lucra. Chiar dacă te duci undeva în vacanță, pleci pe o plajă exotică și ai acel ocean minunat și acea plajă albă și apă turcoaz și nu știu ce, mintea tot va fi, chiar dacă o perioadă de timp vei fi distras de ceea ce vezi mediul conjuntural, după aia te întorci la problemele tale și nu vrei asta. Vrei ca mintea ta să fie tot timpul deschisă la ceea ce se întâmplă în jur, fie că ești în Dominicană, fie că ești într-un cartier mărginaș al orașului. Nu are importanță. Tu tot timpul vei face lucruri noi și mintea ta e nevoie, trebuie, e obligată, dacă vrea să fie fericită, să fie atentă. Să fie atentă la ce face, la ce gândește, să aibă tot timpul un simț al auto-observării. Cum gândesc și ce simt. Da? Aceste două linii de tren merită să meargă egal în viață, în așa fel încât eu să știu tot timpul de ele, oriunde mă duc, orice drum am, trenul este scopul meu, am nevoie de rațiune și de inimă să merg pe aceste două șine. Oriunde voi ajunge, știu că am ajuns bine. Când cel de sus, divinitatea, a permis tentațiile, tentații sunt multe, mai ales să gândim negativ, să ne comportăm negativ, să avem emoții negative sau să avem patimi, da? Și a permis tentațiile, divinitatea a spus, hai să văd cât de puternici sunteți, hai să văd cât de tari sunteți voi, luați tentații, luați patimi aici, l-aveți la botul calului, cum se spune, lucrați cu ele. Hai să vă văd. Ce spune mintea voastră despre asta? Aveți multe vicii, aveți multe situații, aveți multe probleme, aveți. Cum ieșiți din ele? Cum ne descurcăm, să spunem poporul nostru, drag? Ne-am descurcat, da? Mintea atunci, când Bunul Dumnezeu ne-a dat aceste tentații, ne-a spus, ok, lucrați. Lucrați cu voi înșivă cât de mult puteți ca să măriți nivelul de inteligență, acceptare, inovație și să vă desăvârșiți prin unirea emoției iubirii cu a rațiunii. Și aici noi lucrăm. Eu cu dumneavoastră, dumneavoastră cu mine, dumneavoastră cu ceilalți, eu cu mine fac un efort interior. Nu pot să vă explic sau să vă arăt. Nu e ca și cum mut o cărămidă dintr-o parte în alta să vă arăt cât am muncit. Nu, acest efort interior, fiecare dintre noi îl facem și fiecare are nevoie să știe că îl face. Să nu fie doar ceva, ok, să mai fac și asta azi și mai fac și asta mâine și după aia restul de 2 ani nu. Trebuie. Pentru că trebuie să avem o minte sănătoasă și să nu avem obișnuințe mentale, ci să avem gânduri creative, e nevoie să dozăm foarte multă înțelegere aici. Și aici, ca să dozez înțelegere, e nevoie să pun întrebări, dragilor. Întrebările întrebările conduc. Hai să zic lumea, da? Nu răspunsurile. Aici mă refer la modul în care noi nu ne obișnuim, pentru că mintea noastră a fost doar să asculte. Din educație ne-a spus ascultați și experimentați fără să mai întrebați. Erau rar 2-3 copii pe la școală care ridicau mâna, doamna profesor, am o întrebare. Și când venea întrebarea, era ce? Era elucidarea, era soluția care venea din partea doamnei profesoare. Dar, acum noi că suntem adulți puternici, zmei, frumoși și îndrăgiți unii cu alții, uităm să punem întrebări. De ce? Pentru că suntem tot timpul într-un continuu proces mental și emoțional care ne fură realitatea și ne fură prezența. Și atunci, întrebările, dacă vor apărea, dacă veți fi curioși să întrebați în stânga, în dreapta, pe cei cu care dumneavoastră rezonați, aveți ceva de
împărțit la nivel intuitiv, instinctiv, emoțional, rațional, dumneavoastră știți. Însă, dacă întrebările vor apărea, spuneți-le, dați-le, oferiți-le, pentru că răspunsurile vă vor ajuta. Vă vor da un sens sau o cărare în direcție dumneavoastră. De când am început să pun întrebări, slavă Domnului, m-am bucurat foarte mult pentru mine. Eram, Alexandru, bravo, 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 pentru că întrebam ce nu înțelegeam sau ce nu știam. Și pe oricine puteam, care vedeam că am ce învăța de la acea persoană și putea fi, mie fie utilă înțelegerea sa, cunoașterea sa, întrebam, ce părere ai despre asta, cum crezi, cum aș fi, cum ai putea, etc. Și atunci, auzind, ascultând foarte multe răspunsuri din mediile largi din lume, multe culturi, multe religii, mulți maestri, am înțeles că am primit o direcție. Am primit o direcție a autoeducației, autocunoașterii și autodezvoltării prin efort. Nu așteptând acasă să primesc totul de-a gata. Nu, am început să caut. Și când cauți, plătești, plătești timp, plătești bani, plătești efort, plătești atenție, pentru că ea însăși căutarea are nevoie de a fi susținută. Și când afli răspunsurile, ele sunt de neprețuit. Nu pot să vă spun mai multe. Însă un răspuns care ți-a ajutat mintea să înțeleagă ceva, te face să fii unul dintre cei mai bucuroși oameni din lume, pentru că îți hrănește ființa, îți hrănește sufletul când știi ceva. Așadar, întrebările conduc lumea. Ați observat că mari oameni din lumea asta, mari oameni, orice categorie socială ar fi ei, orice job, care sunt în poziții înalte, ei pun întrebări. De ce? Ce face o întrebare? O întrebare deschide mintea la un răspuns. Și atunci, când eu îmi generez o întrebare celui din fața mea și aud un răspuns, înțelegerea crește, nivelul meu de intelectualitate crește, inteligența este ajutată. Pentru că voi avea și o reacție emoțională, voi avea și reacția rațiunii, a logicii mele și îmi voi ajuta inteligența să fie un tot unitar. Iar când eu devin unitar, tot ce fac după cu viața mea este mai ușor. Pentru că nu mai spun azi vreau aia, mâine spun altfel, păi mâine fac cealaltă. Și voi avea o unitate și această unitate se creează doar dacă îmi schimb, îmi transform mintea în așa fel încât să las toate problemele la o parte. Și să mă auto-observ, auto-educ și să nu mă țin la confort. Unul din maestrii mei spunea, de exemplu, că luxul nu este răspunsul. Adică când stai foarte mult în lux și ești foarte confortabil cu mediul în care ești, nu ai de ce să pui întrebări, nu ai de ce să evoluezi, nu ai de ce să treci la nivelul următor de viață. Și atunci m-a făcut să înțeleg, da, bun, ok, hai să tragem un pic la șanț, da? Să luăm cu întrebările, să începem să cunoaștem, să ascultăm, să privim, să punem atenție pe ceea ce ascultăm, să căutăm să înțelegem și astfel nivelul nostru de înțelepciune crește foarte mult. La budiști, de exemplu, ei care sunt adepți unei transformări a minții umane, ei zic așa, în clipa în care tu începi să lucrezi cu mintea ta, ai nevoie, în primul rând, să taci. Știm foarte bine că ascultarea este smerenie, da? Când asculți, deja ești smerit, ești umil și asculți ceea ce spune celălalt, da? Se spune că ascultarea este un dar, un har, să o poți face cu atenție. De ascultarea a ajutat atât de mult minții, încât se îndrăgostește de ceea ce aude, devine inspirată și mintea ta devine deschisă după aia, doar dacă știi sau dacă înveți să asculți, poate nu știi deja, dar dacă înveți să asculți cu atenție, fără să ai păreri, înainte ca celălalt să termine, observați că facem foarte des treaba asta, atunci ne regăsim, avem o părere, celălalt nu termină, spunem ceva, discuția se duce așa în van. Însă dacă, prima atenție, când ascultăm,
ne mărim nouă, noi nivelul de înțelegere, de înțelepciune, în așa fel încât mintea noastră se transforme pas cu pas, dacă punem efort. Să rămânem în starea aia, să ținem starea aia și să o îmbrățișăm cu dorință de înțelegere, iarăși, repet. Întrebările trebuie să facă parte din viața noastră, pentru că ele deschid mintea și mintea noastră, oricât am citit, oricât am adunat, oricât am cunoaște, nu va fi la fel niciodată cu atunci când suntem deschiși. Oamenii înțelepți, ghizii mai și oameni care au ajuns la un nivel de înțelepciune foarte mare, au întrebat, au ascultat foarte mult și n-au avut judecată sau n-au avut păreri negative despre ceva, ci au căutat să ajute acel ceva, o condiție sau un om. Și așa nivelul lor de înțelepciune a crescut până acolo unde noi am luat acum de mai departe înțelepciunea lor. Și așadar, mintea se poate transforma, dragii mei, se poate merge la un nivel de rachetă, repede, viguros, energic, cu multă voință și devenim zmei. Alexandru Pleșa, mă numesc, cu stimă, dragoste și considerație, a fost un privilegiu pentru mine să vă vorbesc. La revedere!